la mulți ani români! Imnul național a fost cântat astăzi ca o premieră de artiștii de la Opera Română Craiova și tot ca o premieră, autoritățile prezente la eveniment nu au ținut discursuri ca în anii trecuți. Eroi au fost cinstiți printr-un serviciu religios și depunere de coroane la statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Cel mai așteptat și gustat moment a fost cel al paradei militare. Aproape 50 de mijloace tehnice ale armatei, jandarmeriei, dar și detașamente și tehnică militară ale contingentelor poloneze și portugheze, dislocate în garnizoana Craiova, au trecut prin fața craiovenilor. Sărbătoresc 105 ani de la Marea Unire. De ce ai venit astăzi aici? Pentru a sărbători și pentru a vedea parada. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Când au defilat tancurile. Vă prezint onorul detașamentul contingentului militar portughez comandat de către sublocotenent Hubert Quinteș. Militarii portughezi sunt dislocați în garnizoana Caracal. Manifestările s-au încheiat cu un spectacol pregătit de ansamblul folcloric Maria Tănase. Ziua Națională a României a fost sărbătorită și la Teatrul Național din Craiova, unde a avut loc expoziția Carol I, ctitorul României moderne, o expoziție adusă de la Muzeul Național Peleș prin proiectul Educăm Împreună. Publicul s-a bucurat de o incursiune vizuală în trecut, s-a lăsat captivat de detaliile fascinante și s-a conectat cu istoria într-un mod unic și memorabil. Vrem doar să le deschidem porțile gândirii și inimii spre cunoaștere și sunt lucruri atât de frumoase cu care noi cu toții ne mândrim și ne dorim să fim măcar o mică parte din ceea ce au fost ei pentru țară și astfel România va fi o țară mai frumoasă, mai bună și cu oameni cu suflete mari, așa cum suntem noi cunoscuți. Craiovenii au putut vedea și 100 pentru România Teatru Documentar, un spectacol de teatru istoric, documentar și artistic, care a recreat unele dintre cele mai importante momente din istoria națională, care au condus către momentul unirii Transilvaniei cu România.